viață sunt. Și mie vine sarcina de a prezenta. Dragii mei, am ales. Ca de obicei, tehnologia face figuri. Tehnolog. Ideea este felul următor. Noi încercăm să premiem cât mai mulți oameni din cât mai multe domenii și muzica, cum știți, pe mine face parte din viața noastră, de mici copii, mamele obișnuiesc să ne cânte cântece de adormit. Și bineînțeles că muzica ne exprimă foarte multe sentimente, trăiri, ne răsfălește, de fiecare dată ne auzim o melodie care ne trezește amintiri, e extraordinară. Muzica bună este omniprezentă, se știe foarte bine, Radu este iubitor de muzică bună și din acest motiv eu mă bucur că de 3 ani de zile noi avem parte de un festival de muzică jazz și am dorit ca să mulțumim pe această cale organizatorului, Mihai Molnar, căruia dorim ca să-i oferim un premiu, dar după cum știți, condițiile au fost mai nefavorabile astăzi și nu au putut să ajungă, dar totodată noi dorim ca să subliniem acest lucru, că ne mântrim cu el, că este un arădean, chiar dacă este un fiat de curând. Bună seara! Mă numesc Călin Costea și vă mulțumesc foarte frumos că ne-ați urat această invitație într-un număr destul de mare. Sunt aici să ofer și eu un premiu echipei UDA. Din păcate, îmi dau seama că e drum lung din Blaiu până la teatru pentru unii. N-au reușit să ajungă, nu e nicio problemă, mai vedem. De curând a fost întrebat într-o emisiune TV dacă mă duc să iau și eu și amicii mei o bucată de pământ cu iarbă de pe UDA. Și am răspuns că cred că acum, sau de acum, e cazul ca noi să mergem la UDA, să dăm și să nu mai luăm. Mândru că sunt arădean. Din distinsa familie Neumann, înnobilată în 1884 de împăratul Franz Iosef la Arad, pentru fapte deosebite în sprijinul comunităților. În onoarea personalității proeminente a baronului Neumann, care ne-a învățat că dăruirea este adevărata nobilitate. Eu le-am regăsit datorită unor fete inimoase și una dintre ele sigur se află în sală, am văzut-o mai devreme. Ați auzit de Sabor Urbană? Oana Igrețiu, te rog frumos să poftești lângă noi și să ne spui cât de bun este acel gust și de cât de mult ne-l dorim. Un rând de aplauze! Toți avem și sânge șlobesc, și sânge
maghiar, sânge sârbesc, și așa mai departe, evrei și alte nații, toți am trăit aici. Rețetele vechi de 100-200 de ani, le știam pe toții de acasă, nu? Făceau străbunicile, baiurii, făceau cremșnic, făceau cu etajul în casă, făceau toate bunătățile. Le-am revitalizat, să spun așa, și le-am așternut în scris, online, pe blogul Savoi Urbane, prezentate toate cu poze intermediare și așa mai departe, și respectând ingredientele adevărate, pentru că în Arad s-a gătit cu unt, s-a gătit cu pișca naturală, cu fructe proaspete din zonă, da? Ceea ce cred că cel mai important este să protejăm acest stil de a găti acasă și de a încuraja producătorii locali cumpărând produsele lor din piață. Ieri am fost în piață și am găsit sparanghele. Nu este o ciudățenie pentru Arad, și străbunicii mei cumpărau sparanghele în anii, poate în perioada interbelică, produs în grădinile din Aradul Mare. Eu vă invit să redescoperiți rețetele copilăriei vizitând blogul nostru și vă aștept și cu comenzi, dacă doriți, că avem și linia de prăjituri și torturi, exact ca pe vremuri. Tort dobu și grilea și alte. Vă mulțumesc foarte mult! Și ne amintim cu drag de cel puțin un, dacă nu mie, moment frumoase. Un astfel de moment pentru mine a fost când am dus la Mare Mete, pentru prima dată Râslea cel Voinic. De data aceasta o să invit alături pe Sorin și Telenuța de la Teatru de Mare Mete. Sunt doi dintre păpușarii care ne-au făcut multora dintre noi copilăria mai frumoasă. Mulțumesc! Vreau să vă spun doar câteva vorbe. Sunt mândră și norocoasă că sunt arădeană. Spun norocoasă pentru că eu nu m-am născut în Arad. M-am născut mai departe, în Maramureș, dar Aradul mi-a dat șansa și bucuria de a mă adresa publicului tânăr, copiilor, și de aceea sunt norocoasă că fac parte din Arad. Mulțumesc! De fapt, nici eu nu sunt aradean. Mama este din Iași, tata din Hol. Zontenia, deci o combinație destul de ciudată, am putea zice. O perioadă am fost plecat din Arad, și eu și muții, pe Atăblaiuri. Vreo 2 ani am lipsit din Arad și ne-a lipsit cu adevărat. Firele din Teatrul de Marionete ne-au tras înapoi, am venit înapoi în teatru și am început să prindem rădăcini tot mai puternice în acest minunat oraș. Mândru că sunt arădean și mulțumim mult de tot pentru invitație.